Bună dimineața! Câteodată se mai aliniază astrele, câteodată se mai întâmplă și lucruri bune. O plăcere să filmez la minus 4 grade. Ieri minus 11, ziceam că-s ca și Tibi Ușeriu. Și îmi scrie cineva dintre voi, da, la comentarii, unde vă sfătuiesc să intrați cât mai des și să-mi scrieți. Îmi zicea cineva la comentarii, zicea, dragă Nicule, Tibi la minus 11 grade fluieră, la minus 40 e problemă, dar astăzi minus 4 grade și unde mai pui? Cam și cafea, cafea bună, donată pe site-ul buymeacoffee.com/nicuben, de acolo unde am cont, donată de prietenii mei, Petre, Francisc, Anca de la Timișoara, sănătate multă, dar a dat cafea și Dan de peste ocean, iar vechii mei amici din UK, Ildico și Chris, au făcut să se umple această cană. Sănătate multă, bună dimineața și bine v-am găsit! Tot aici pe canal, că unde? De luni până vineri, de la 10, aici pe canal. Clopoțelul sună, vă abonați și după ce vedeți video, dați share și scrieți comentarii. Că avem de comentat și astăzi o grămadă. Avem, soacră mea n-are de comentat că e bucuroasă că a făcut FCSB-ul egal aseară cu Viitorul. Știu ăștia când să fac un blat. Bucuroasă soacră mea, CFR-ul e numai la un punct de loc întâi. Ce înseamnă asta? La prânz primesc mâncare călduță. A descins ieri familia Reghe ca în Prodan din Dubai. Domnilor, au făcut ăștia de la click.ro o poză cu bagajele, cu hainele, cu mașinile, vreo 300 de mii de euro numai pe ei. Cică, zgarda câinelui lui Reghe Kampf, numai zgarda câinelui valorează 600 de euro. Vă dați seama? Și mă gândesc la săracii câini din Amoviști, că ăștia n-au de un prânz, n-au de o cină, n-au nimic. Păi să vândă Ana Maria Prodan zgarda, să-i ajute pe săracii din Amoviști, că măgarul ăla din Spania, care tot amenință că va cumpăra echipa, nu mai face nimic, s-o dus la fund. Dacă vinde Ana Maria două, trei genți de ale ei, poate cumpăra Dinamo. Și atunci, în sfârșit, să meargă și echipa aia mai bine. Să meargă cum merge vaccinarea. Am ajuns în primele 6 țări din UE la vaccinare. Numai ieri s-au vaccinat 30.000 de români. Viteză mare. Eu nu știu cum se face, că infectările nu mai cresc. Aici inclus suntem totuși pe primul loc în țară. Deși eu fost gen, am crezut că mor microbii. Raportările sunt tot mai puține, pixul scrie tot mai puțin și în schimb se fac vaccinuri. Ieri au mers cei doi șefi ai camerelor la vaccin, domnul Ludovic Orban și doamna Anca Dragu. Ați văzut brandurile lor, ați văzut mânuțele. Săracul Orban, numai piele și os, se vede că de un an jumate e tot în campanie, pe când doamna Anca Dragu mai întreținută. Și nea Ion Cristoiu, nea Ion Cristoiu ți-a zis să-mi fac și eu vaccin. Ei, neanelu, că de moarte, ni-i frică la tăț, așa -i? După ce-o combătut, după ce-o vorbit anapoda, după ce, a? Acum s-a dus și el la ac, căde, e și el în etapa a doua de vaccinare și o zis să nu rateze un vaccin, că dacă totul se face vaccinul, după ce și-o făcut vaccinul, mai înveninat, mai spurcat a fost. Că așa-i românul, facerea de bine, mai că tai bine, sau nu-i bine, mă rog, nu contează. Pozele astea și au mai apărut unul de până Croația, ceva ministru, și ăla cu mușchi, e la cămară, mușchi peste mușchi. Și în plină campanie cu pozele ăstora cu antebrațul, vine Putin, se bagă în apă la minus 20 de grade, numai în chiloți, face tricruci și iese. S-a terminat. Deci s-a terminat cu Europa când a intrat Putin la apă. Baiul nu-i că a intrat la apă rece, problema e că a și ieșit. Rezistem Putin ăsta, nu-i pas. Oare o fi băut o cafea bună după? Să-și facă și el site buymeacoffee.com/Victor Putin, Vladimir Putin. Nu cred că va primi el cafea. El e obișnuit să dea cafea. Ați văzut cum i-o dat și la Navalny, cafea de aia bună. Omul sărac abia s-a recuperat în Germania, pe când s-a întors în țară, pac, l-au înșurubat ăștia în secția de miliție, ca în anii 30. Frumoasă Rusia. Mama Rusia, ei... Că nu puteam fi noi vecini cu Zanzibarul. Nu puteam fi cu Zanzibarul deschis ăsta. Numai să fie o poartă și de aici să treci pe la Nădlac și să ajungi un Zanzibar sau invers. Să ne fi înconjurat Zanzibarul și ocean. Nu puteam fi și noi mai norocoși din punct de vedere geografic. Nu știu, dar Ludovic Orban nu-i norocos. S-a terminat atacul lui Rareș Bogdan la adresa lui, ci că nu era creditat de Klaus Iohannis. Greii partidului, domnul Boc, domnul Tișe, Falcă. Falcă i-a pus mâna pe Falcă la Rareș Bogdan și a zis, ciocu mic și joc de glezne, ai răbdare, ești tânăr, ești nou venit în partid, mai ai un pic de răbdare. Da, și domnul Iohannis l-a invitat pe domnul Orban la el la Cotroceni, i-a dat un whisky mic și a zis, bă,
Mai stai, mai liniștește-te, vedem noi la alegerile din iunie pe cine punem în fruntea partidului. Ți-ai făcut vaccinul acum ușor, mai ușor, mai ușor. Mulțumesc încă o dată pentru cafea oferită Petre Francisc, Anca, Ildico și Cris și Dan de peste ocean. Diaspora salvează cafeaua. Și Bianca Drăgușanu, după 10 zile de Maldive, vine în România și anunță vestea bombă. Sămărită. Sămărită, mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Sămărită Bianca, noi știm oare ce-i cu ea. A treia oară a zis că să fie cu noroc. Păi primele trei căsătoriști mai grele, că după aia... Nici nu... Cât o durat de la despărțirea de Alex Bode? O durat o lună. Cam o lună o durat cât o fost ea liberă. Și după aia, pac, căsătorie. Disperarea când îmi vine rugămașa de pe mine. Cu cine să mărită acum? Cu Gabi Bădălău. Important om și tânăr om de afaceri. Bravo ei. Iar a tras bățul lung. Socru, domnul Nicu Bădălău, Niculae Bădălău din Giurgiu, om greu pe scena politică. În 88 a fost prins că fura 4 saci de grâu. De că n-avea ce fura în România atunci, furai produse agricole, produse agrare. 4 saci de grâu, Ceaușescu l-a grațiat. Ceaușescu l-a grațiat și o scăpat. După Revoluție a devenit baronul Ficățel. De ce? Cerea mită în numele partidului în produse din pui. Pipote, să-i ardă pe alții pipota, ficăței, copane și așa mai departe. O știut el cu ce să mănâncă politica. Baronul Ficățel, socrul la Bianca Drăgușanu. Dom'le, o să aibă de la cine învăța tehnici, strategii și așa mai departe. Baronul Ficățel, socru mare pentru Bianca Drăgușanu. Da, 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 atenție Bianca. Ăsta e nervos câteodată. Mai știți când a tras petrecerea aia cu lăutari și cânta la microfon să vină diaspora ca să ne pișăm pe ea? Grijă mare Bianca Drăgușanu că pe ăsta când îl apucă micțiunea, să nu stai pe aproape, fulgi de jetul lui. Bani are omul, bani are, pentru care expertiză se pricepe, este vicepreședinte la Curtea de Conturi. Deci, de la 4 sași furați, au ajuns în dita mai funcție, remunerată cu... 10.000 de lei pe lună, așa că Bianca Drăgușanu, numai să fii cu minte. Nu știu cât va ține căsnicia asta. Să le dea Dumnezeu viață cât mai lungă conjugală. Dar Bote a zis că mereu, a oftat Bofte în direct, a oftat Bote și a zis că mereu e dor de Bianca. Să n-apare la o cotitură, numai prințul Cristea, că atunci Bianca lasă tot, copii, familie și se duce că un prinț are și în viața lui. Da, domnule. Bianca Drăgușanu, din caravana lui Mircea Radu, a ajuns la un sclav și acum la un bădălău. Destin. Chestie de destin. Să-i citesc în cafea, ziceți? Da, da. O să aibă o căsnicie îndelungată, plină cu bucurii, presărată cu, nu mai zic cu ce, cu luat săraca pe coco, așa cum să fie și ea fericită. Măcar 3-4 luni, măcar anul ăsta. Că după aia mai pleacă în Bali și mai găsește și acolo un... balinez, un bogătaș, ea se descurcă oriunde, pe orice meridian, pe orice paralelă geografică, Bianca Drăgușanu se descurcă. Ne descurcăm și noi, că de românul tot timpul e priceput. Mulțumesc pentru cafea oferită, știți voi unde, pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Acolo le adunăm, le centralizăm și dimineața le savurăm alături de voi. Mulțumesc de urmărire. Este ziua de miercuri, ziua în care teoretic se muncește cel mai mult. Nu și în România. Campania de vaccinare continuă, campania politică s-a încheiat. Domnul Câțu zice că pe 8 februarie să deschid școlile, să-i fie gura aurită, să-i fie gura aurită, măcar semestrul 2 să-l prindă elevii, să-l prindă profesorii în bănci așa cum se cuvine. Că deja de la atâta Zoom, de la atâta laptop, de la atâta tabletă, li s-a acrit și unora și altora. Să fie o... fărâmă de speranță și ușor, ușor să se deschidă restaurantele, să înceapă spectacolele. Visez prea mult? Visez prea mult? Undeva de până vară. Dacă mergem în ritmul ăsta cu 30.000 de vaccinați pe zi, 1.000.000 pe lună și așa suntem puțini. Mai suntem oare vreo 14 milioane în România? Până în 2022 termină. Dacă nu o să mai apară vă tulpină, tu-i tulpina mamiei. Share la acest frumos material video, vă aștept la comentarii și vă mulțumesc pentru abonare. Mulțumesc pentru că dați de știre lumii, că intrăm aici pe canal de luni până vine de la 10 să discutăm problemele arzătoare care nu se discută pe nicăieri.
Asta e o licență poetică. Pe gerul ăsta discutăm probleme arzătoare. Numai bine și spor la treabă. Toate cele bune vă doresc.